Bine ați venit, călătorii ai luminii și ai adevărului. Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit. Vă primim cu brațele deschise în acest refugiu virtual, canalul nostru YouTube Dumnezeu te iubește. Aici se împletesc inimile noastre pentru a celebra dragostea divină și învățăturile Mântuitorului nostru. Ne dorim ca să simțiți adâncimea păcii și binecuvântării, o energie pură ce îmbrățișează această oază spirituală dedicată tuturor celor credincioși. În acest spațiu veți găsi cuvinte inspirate, născute din credința noastră în Dumnezeu și din iubirea infinită pe care o împărtășim. Fiecare moment petrecut alături de noi reprezintă o oportunitate de a aduce lumină în viața voastră, facilitându-vă conexiunea cu sinele vostru autentic, precum și cu Creatorul. Vă încurajăm să vă alăturați comunității noastre, să vă abonați la învățăturile noastre și să împărtășiți această călătorie spirituală, transformând fiecare pas pe drumul credinței într-o sărbătoare a împlinirii sufletești. Astăzi vă deschidem porțile către căile celor drepți, călăuzindu-vă spre lumina interioară ce izvorăște din cunoașterea lui Dumnezeu. Permiteți ca învățăturile noastre să vă inspire și să vă dezvăluie forța interioară, acea energie vitală capabilă să vă deschidă noi orizonturi către evoluția și împlinirea sufletească. Fie ca fiecare cuvânt al nostru să devină o fereastră prin care să pătrundă iubirea divină, care ne susține neîncetat și ne luminează cărările vieții. Conectați-vă la acest flux sacru de iubire și exprimați-vă dorința de a crește în lumina adevărului și a bunătății lui Dumnezeu. Bine ați venit în comunitatea noastră, unde fiecare suflet strălucește în armoniosul dans al iubirii și al luminii divine, căutând mereu să împărtășească bucuria și suferința împreună în Hristos. Astăzi vă prezint profeții uimitoare despre sfârșitul necazurilor ale părintelui Teologos, 1, 5 și 50 de ani, după un material scris de jurnalistul și scriitorul George Hodorogea. Vom începe acest material, așa cum v-am obișnuit, cu o scurtă povestioară deosebit de pilduitoare. Într-un sat îndepărtat, ascuns între dealuri și păduri dese, trăia un călugăr numit Gavril. Era cunoscut ca un înțelept, iar povestirile sale despre profeții străvechi fascinau pe toți cei care veneau să-l asculte. Într-o seară, în timp ce soarele cădea spre orizont, iar cerul se colora nuanțe de portocaliu și violet, un grup de localnici s-a adunat în jurul focului. Gavril începu să le împărtășească o profeție care, deși veche, părea să prindă viață în zilele lor. Acum multe secole, zise el cu o voce profundă, se spunea că un mare întuneric va învălui pământul, dar că o lumină strălucitoare va renaște din acest întuneric. Această lumină va fi purtătoarea speranței și va aduce pocăință celor care doresc să o primească. Locuitorii satului, absorbiți de cuvintele sale, își imaginau cum întunericul putea să vină asupra lor. Însă Gavril continua. Întunericul nu este întotdeauna ceea ce crezi că este. Poate fi o încercare, o provocare sau o îndoială. Dar dacă ne pregătim inimile, putem recunoaște lumina în cele mai întunecate momente, le mai spuse călugărul. Această poveste l-a făcut pe tânărul David să se gândească la propria sa viață. Ultimii ani au fost dificili pentru el, umbriți de decizii greșite și de îndoieli în credința sa. Dar bătrânul înțelept nu vorbea doar despre un întuneric exterior, ci și despre cel interior pe care fiecare dintre ei îl putea resimți. În acea noapte, un eveniment neobișnuit se petrecu. Cerul se întunecă brusc, iar o furtună se ridică din senin. Fulgerele străluceau pe cer, iar vântul vâjâia puternic printre crengile copacilor. Panica cuprinse satul, iar oamenii alergau căutând adăpost. David, simțind frica înăuntrul său, își aminti cuvintele călugărului Gavril. Pășind afară în mijlocul furiei vremii, strigă: cine are credință să se alăture, să ne unim și să ne rugăm? Alții, cu inima tremurândă, îl urmăriseră. Oameni din toate colțurile satului se adunaseră pentru a se ruga împreună, încredințându-și temerile și îndoielile lui Dumnezeu. Pe măsură ce rugile lor se înălțau către cer, furtuna începu să se potolească. Fulgerul, până atunci atât de luminos și înfricoșător,
începu să lumineze cerul într-un mod blând, iar un curcubeu se arătă timid pe cer. O rază de lumină strălucitoare părea să se pogoare asupra satului și fiecare inimă simțea o pătrundere de speranță. Gavril, martor la minune, zâmbi. Să nu uităm că profețiile reale nu aduc panică, ci oportunitate de a ne întoarce la Dumnezeu, de a ne pregăti pentru ceea ce urmează, spuse el cu o voce calmă. Acea noapte a marcat începutul unei transformări. David, împreună cu ceilalți, începură să răspândească mesajul de speranță și pocăință, iar satul se uni mai mult ca niciodată. Chiar dacă întunericul mai putea să vină, oamenii știau acum că în fiecare încercare, o lumină îi va conduce spre un viitor mai luminos, făcut posibil de credință și de puterea rugăciunii. Astfel, profețiile se împletesc cu viețile oamenilor, arătându-le că, indiferent de provocări, Dumnezeu este mereu cu ei, pregătindu-i pentru o lumină ce va răsări din întuneric. Într-o lume în care incertitudinea și neliniștea par să ne urmărească pas cu pas, o veche profeție reapare din umbră, atrăgând atenția teologilor, cercetătorilor și credincioșilor deopotrivă. Aceasta, deși străveche, capătă o semnificație alarmantă în contextul provocărilor globale contemporane: crize climatice, conflicte internaționale, pandemii, toate acestea își pun amprenta asupra minților și inimilor oamenilor. Profeția, care datează din vremuri biblice, vorbește despre o epocă de întuneric și încercare, dar mai ales despre o lumină care va răsări în mijlocul acestei neguri. Părintele Teologos, un călugăr respectat și cunoscut în comunitatea sa, își dedică ultimele scrieri acestei profeții. Dumnezeu ne oferă aceste mesaje nu pentru a ne induce frică, ci pentru a ne încuraja să ne pregătim, afirmă el cu pasiune. Într-o seară friguroasă de noiembrie, redacția noastră a organizat o întâlnire cu părintele Teologos, unde a vorbit despre contextul acestei profeții și despre cum ne poate ajuta în vremurile dificile. Profețiile adevărate nu generează panică, ci speranță și pocăință. Ele ne amintesc că, indiferent de întuneric, există mereu posibilitatea de a ne întoarce la credință și de a găsi salvarea. Dar cuvintele sale nu au fost primite în tăcere. În sală se aflau și critici, oamenii care considerau profețiile ca fiind simple povești menite să controleze masele. Nu putem trăi în frica unei profeții, strigă o tânără cu fața roșie de furie. Aceste viziuni nu ajută, ci îngrijorează pe cei deja vulnerabili. Alexandru, un specialist în sociologie religioasă, interveni cu o observație importantă. Totuși, dacă ne uităm la istorie, vedem că multe dintre aceste profeții s-au împlinit în diverse contexte. Poate că nu spun cum se va întâmpla ceva, dar ne oferă o modalitate de a înțelege prezentul. Dezbaterea devine aprinsă. Divergențele de opinie, departe de a diminua subiectul, pare că mai mult intensifică atmosfera. Toți sunt de acord însă pe un singur lucru: neliniștea cu care ne confruntăm în prezent, provocările cotidiene și temerile imediate sunt reale. Pe măsură ce se încheia întâlnirea, părintele Teologos a adresat o ultimă întrebare. Ce alegere vom face? Vom continua să le trăim în frică sau ne vom lăsa inspirați de profeții, transformând neliniștea în acțiune constructivă? În aer plutea un sentiment de nesiguranță, dar și de posibilitate. În zilele următoare, Grecia a fost zguduită de o serie de evenimente neobișnuite: focuri mistuitoare, furtuni neprevăzute și conflicte politice. Oamenii s-au întors la părintele Teologos, căutând răspunsuri. Este aceasta o semnificație a profeției, un semn al vremurilor? Întrebau ei privindu-l cu neliniște. Cu calmul său caracteristic, el le răspunse: indiferent de ce se întâmplă în lume, fiecare dintre noi are responsabilitatea de a răspunde cu iubire, credință și unitate. Profețiile ne provoacă să nu ne lăsăm copleșiți de miriadele de neliniști, ci să ne pregătim inimile pentru o schimbare pozitivă. Astfel, în această lume tumultoasă, părintele Teologos răspândește un mesaj esențial: Dumnezeul nostru este prezent și în viitor, iar profețiile nu sunt gura de oxigen a panicii, ci lumina care ne ghidează într-o mare de incertitudini.
Dar iată în continuare profețiile exacte ale părintelui Teologos. Pentru că vorbim de neliniște și de atotștiința de Dumnezeu, o să vă expun acum o profeție dintr-un manuscris anonim din Sfântul Munte, de la mănăstirea Cutlumuș, un manuscris despre care se zice că este scris de la 1053. Însă un specialist în limba greacă veche ne-a zis că cel mai probabil este din secolul 16 sau 17, adică între anii 1500 și 1600. Profeția nu este un text lung și articulat ca o poveste, ci este o serie de 24 de enunțuri scurte, fără explicații, concentrate în principal pe greci și pe ortodoxie. De fapt, profeția impresionează prin exactitatea sa și prin faptul că nu dorește să impresioneze prin imagini sau figuri retorice. Să spun pe scurt, primul enunț este Mare Război European, enunț care pare că s-a împlinit în primul război mondial, adică la câteva sute de ani de la cea mai recentă datare a manuscrisului. Al doilea enunț este Înfrângerea Germaniei, catastrofa Rusiei și Austriei. Se pare că s-a împlinit, pentru că Germania a fost învinsă în război, Rusia a fost distrusă prin comunism, iar Imperiul Austro-Ungar s-a dizolvat. Al treilea enunț este Învierea lui Agar, adică a turcilor, de către elini, adică de către greci, fapt care s-a întâmplat în 1914-1918 prin războiul dintre ei. Al patrulea este Întărirea lui Agar de către popoarele vestice și înfrângerea elinilor de către Agar. S-a împlinit în 1918-1922, când turcii lui Kemal Atatürk, fiind finanțați de către Germania, au distrus pe greci în ceea ce se cheamă în istoria lor catastrofa din Asia Mică. Al cincilea enunț este scurt și clar, spintecarea popoarelor ortodoxe. Se referă, desigur, dincolo de genocidul grecilor din Pont, întâi de toate la marii și mulții martiri și mărturisitori pe care regimul comunist i-a chinuit de la începuturile instaurării sale. Al șaselea enunț spune și mare neliniște în popoarele ortodoxe. Am putea spune că este o completare la cel anterior, însă aduce în plus și neliniștea grecilor, care a existat cu prisosință în prima jumătate a secolului 20, datorită războaielor și tulburărilor continue prin care au trecut. Propoziția a șaptea zice, invazia armatelor străine în Marea Adriatică, vai celor ce locuiesc pe pământ, iadul este gata. Un român nu știu cât înțelege din asta, însă un grec care știe istorie o înțelege foarte bine. Este vorba despre începutul războiului italo-elen, care de fapt a făcut parte din cel de-al doilea război mondial. Războiul greco-italian a început prin provocări în Adriatica, unde Marina Elena a fost total surclasată de către Marina Militară Italiană. Acest război avea ca prim scop anexarea insulelor elene din Adriatica. Propoziția 8-a spune, pentru moment Agar, adică Turcia, e mare. Este vorba despre influența personalității lui Mustafa Kemal Atatürk, care a schimbat cursul istoriei, fiind fondatorul Turciei moderne. Pentru români asta nu prea are importanță, însă pentru greci evenimentul este foarte important, datorită complicațiilor istorice cu grecii din Asia Mică și cu multe alte lucruri. Enunțul 9 zice, nou război european. Desigur că nu era numai european, fiind vorba de al doilea război mondial. Al 10-lea enunț este următorul. Popoare ortodoxe se unesc cu Germania. Fapt care s-a întâmplat în cel de-al doilea război mondial. Este vorba de bulgari, sârbi, români și chiar greci. Rușii erau comuniști atunci. Al 11-lea verset zice, înfrângerea francezilor de către nemți s-a întâmplat în 1940, în cel de-al doilea război mondial. În al 12-lea anunț avem răscoala indienilor și separarea lor de Anglia. S-a împlinit în 15 august 1947, de adormirea Maicii Domnului. Și cel de-al 13-lea enunț este Anglia este doar din saxoni, adică se referă că din fostul Imperiu Britanic, care a fost cel mai mare imperiu din istorie, sigur, nu a fost un imperiu continuu, nu va mai rămâne nimic decât teritoriile care conțin englezi. S-a împlinit total când a fost cedat Hong Kongul Chinei în 1997.
Acestea sunt enunțurile care s-au împlinit. Celelalte, până la 24, încă nu s-au împlinit și din cauza asta o să le amintesc mult mai pe scurt, fără să mă hazardez prea mult în detalii, chiar dacă sunt destule alte profeții complementare pe această temă și cunosc destule locuri, dar, cum spuneam, nu mă bag pentru că biserica nu a validat. Enunțul al 14-lea. Victoria popoarelor ortodoxe, înfrângerea lui Agar, a Turciei adică, și masacrarea generală a lui Agar de către popoarele ortodoxe. Acest fapt este amintit de multe profeții din arealul elen, fie singur cum este aici, fie dinpreună cu cele două mari bătălii din enunțurile următoare. Numărul 15. Neliniște în toată lumea. Numărul 16. Deznădejde generală pe pământ. Enunțul 17. Bătălie între șapte state în Constantinopol. Masacru vreme de 3 zile și 3 nopți. Victoria unui stat mare împotriva celorlalte 6. Enunțul 18. Alianța celor 6 state împotriva celui de-al 7-lea și măcel de 3 zile și 3 nopți. Aici vreau să comentez puțin, pentru că enunțurile al 17-lea și al 18-lea par aproape identice, însă nu sunt. În conformitate cu multe alte profeții, este vorba de fapt de două mari bătălii care o să aibă loc în Constantinopol. Enunțul 19. Oprirea războiului de către Îngerul Domnului și predarea orașului la greci. Amintesc aici că în textele de limbă greacă, totdeauna când se vorbește despre orașul, cu articolul hotărât și scris cu literă mare, se referă la Constantinopol, Istanbulul de astăzi. Numărul 20. Închinarea latinilor la credința fără de greșeală a ortodoxilor. Numărul 21. Se va întinde credința ortodoxă de la răsărit până la apus. Enunțul 22. Frica și groaza barbarilor de aceasta, către ortodoxie, adică. Enunțul 23. Căderea papei și proclamarea unui patriarh pentru toată Europa, bineînțeles pentru toată lumea, patriarh ecumenic. Ultimul enunț al 24-lea, ca și o concluzie tainică, 1, 5 și 50 de ani. Sfârșitul necazurilor, în a 7-a nu este chinuit, nu este exilat, întorcându-se în îmbrățișarea mamei celei bucuroase. Cel din urmă enunț este atât de criptic, mai ales comparativ cu celelalte care sunt foarte clare ca sens, încât nici măcar nu știu dacă pe ultimul l-am tradus bine, pentru că sunt mai multe variante. Am ales să vă spun această profeție pentru că se vorbește de mai multe ori în ea despre neliniște și deznădejde, lucruri care astăzi apar din ce în ce mai pregnant în societatea depărtată de Dumnezeu, și pe de altă parte am ales-o pentru că are un sfârșit luminos, chiar dacă este misterios. De fapt, fraților, Apocalipsa este cartea care are ca subiect victoria mielului Hristos în istorie și nu groaza față de diferiții monștri și fiare prezentate acolo. Concentrarea pe monștri este o pronunțată influență eretică, neoprotestantă. Creștinul adevărat se concentrează pe Hristos, că de-aia se numește creștin. Fiecare se concentrează pe ce iubește, se gândește în continuu la ce iubește. Dacă cineva se gândește în continuu la Antichrist, așa arată că omul respectiv iubește mai mult exaltarea întunecată pe care o provoacă vrăjmașul decât iubirea blândă și smerită care vine de la Domnul Hristos. Dacă cineva se gândește în continuu la Antichrist, asta arată că omul respectiv iubește mai mult exaltarea întunecată pe care o provoacă vrăjmașul decât iubirea blândă și smerită care vine de la Domnul Hristos. Concentrarea pe Antichrist înseamnă concentrarea pe întuneric, și lupta împotriva întunericului ne face și caragioși, pentru că suntem ca cei care dăm cu pumnii în întuneric. Pentru a lunga întunericul, trebuie să facem o gaură negura gândurilor noastre și să intre lumina lui Hristos, exemplul bun, și iubirea acestuia va lumina întunericul nostru. Și atunci întunericul patimilor va dispărea de la sine, înțelegeți? Neliniștea și deznădejdea, să știți că nu dispare dacă ne ocupăm de Antichrist și încercăm să aflăm cine este și mai ales când vine. Din contră, neliniștea și deznădejdea va crește dacă ne concentrăm pe asta, pentru că ne afundăm în multe labirinturi și Hristos nu dorește să ne ocupăm de întuneric, chiar dacă acesta ne produce o exaltare și o teamă care uneori ne poate atrage
datorită sistemului nostru de valori răsturnat. Dacă ne ocupăm de Antichrist, atunci chiar grăbim venirea lui, pentru că sfârșitul lumii va veni atunci când lumea nu va mai produce rodul acesteia, adică nu va mai produce oameni care se mântuie și care să nască urmași care să se poată mântui prin învățătura credinței, care este în mediul în care se vor naște, adică în ortodoxie. Dacă noi suntem ortodoxi numai cu numele, bineînțeles că la un moment dat lumea se va opri și vom grăbi acest final. Pacea este starea sufletului sănătos, suflet care se vindecă de boala păcatului prin energia necreată a Harului Duhului Sfânt. Fraților, roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, înfrânarea și multe altele. Nu vă așteptați să aveți pace și dragoste și bucurie dacă nu aveți Harul Duhului Sfânt, fie și într-o mică măsură. Așa că să nu ne concentrăm pe când va veni Antichrist, pentru că, după cum vedeți, și în profeție mai este până acolo. Chiar și Domnul nostru Iisus Hristos a spus că înainte să vină sfârșitul, Evanghelia trebuie propovăduită la toate neamurile. Propovăduirea Evangheliei se face în context ortodox, astfel încât ceilalți să înțeleagă ce este Evanghelia din trăire, ca neam. Conquistadorii care au distrus civilizațiile din America Latină, precum și englezii și francezii care au dus o politică de segregare și genocid împotriva amerindienilor, nu pot fi numiți ca propovăduitori ai Evangheliei lui Hristos în cele două Americi, explică părintele Theologos. Într-o eră digitală în care tehnologia ne conectează mai mult ca niciodată, un paradox straniu se înfiripă în viețile noastre cotidiene. O lume virtuală, plină de culori strălucitoare și oportunități infinite, atrage din ce în ce mai mulți oameni, oferindu-le o senzație de putere și control. Astfel, mulți ajung să se considere dumnezei ai propriei realități, capabili să modeleze totul după bunul plac. Dar, pe măsură ce explorăm aceste tărâmuri digitale, ne confruntăm cu adevărată întrebare: câte secrete ascunde acest univers aparent fermecător? Psihologii și specialiștii în tehnologie atrag atenția asupra capcanelor plăcerii virtuale. Platformele sociale, jocurile video și aplicațiile de divertisment sunt proiectate cu scopul de a maximiza adicția, generând niveluri crescute de dopamină în creierul utilizatorului. Când interacționăm în lumea virtuală, trăim un sentiment de excitație și satisfacție care ne face să considerăm că realitatea s-a transformat în banalitate, afirmă dr. Andreea Ionescu, expert în comportamentul uman. Cu toate acestea, oamenii ajung să experimenteze o goliciune emoțională profundă, în ciuda simțului de realizare pe care îl oferă aceste experiențe, mai spune specialista. Un tânăr, Andrei, este un exemplu elocvent al acestei realități. Am petrecut o mare parte din timpul meu într-un joc online, unde puteam deveni orice doream. Aveam prieteni virtuali, realizări mărețe, dar după ore întregi mă simțeam epuizat, povestește el. Lumea reală părea lipsită de farmec în comparație. Totuși, în scurt timp am realizat că în spatele ecranului ceva ce căutam cu ardoare îmi lipsea: iubirea. Acel sentiment cald și profund pe care doar interacțiunile reale îl pot oferi. Această căutare a iubirii și a împlinirii sufletești este esențială și vorbește despre natura umană. În spatele ecranelor, persoanele sunt reduse la o imagine plată, la o prezență digitală care nu poate transpune profunzimea și complexitatea sufletului uman. Sufletul are nevoie de hrana ce provine din energia necreată a lui Dumnezeu, iar aceasta se găsește în iubirea adevărată și în relațiile autentice. Lipsa iubirii în mediul virtual este evidentă, afirmă părintele Theologos. Ecranul devine o armă ideologică, instrumentul care diseminează distragerea atenției și plăcerea, nu unul care să răspândească iubirea divină și altruismul. Sunt cuvintele sale care rezonează adânc, având în vedere observația lui Ioan Teologul, care a avertizat asupra tentaculelor răului care cuprind lumea. Ecranul devine astfel un amplificator al iluziilor care ne împiedică să trăim o viață plină de sens și iubire.
Pe măsură ce un număr tot mai mare de oameni își îndreaptă atenția către plăcerile virtuale, devine din ce în ce mai clar că adevărata împlinire nu se poate găsi într-un simplu click, ci în conexiunile reale, în familia și comunitatea care ne susțin. Cu fiecare zi care trece, este important să ne reamintim de esența iubirii și să căutăm să ne reconectăm cu cei din jurul nostru, lăsând în urmă iluzia puterii virtuale și îmbrățișând realitatea profundă pe care doar Dumnezeu și semenii noștri ne-o pot oferi. Dragii noștri, aceasta a fost pentru astăzi. Vă mulțumim ca de obicei pentru că ne-ați fost alături și să ne reauzim cu bine. Doamne ajută tuturor! Pe curând!